jumătate, ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Și joacă, cum spunea un refren din anii 90, jucăm dublu sau nimic în această dimineață. 2400 de euro pot ajunge la Bacău dacă Ionuț se concentrează și răspunde la toate întrebările. Bună dimineața, Ioane! Salut, Ionuț! Bună dimineața! Ce faci, Ionuț? Bine, tocmai am tras pe dreapta, că când am fost sunat. Felicitări! Ce lucrezi? În domeniul vânzărilor. Bravo! Perfect! Merge treaba? Așa. Dar cam ce vinzi? În ce parte a vânzărilor? Ce vinzi? În domeniul auto. Ce anume? Auto. Da. Mașini? Mașini. Mâine ne-am auzit că nu se mai găsesc mașini. Noi? Nu prea. Nu prea? Se așteaptă mult. Așa e. Da. Cauzează și la vânzări, că oamenii vor acum. E, nu mai luăm mașină deocamdată, mai așteptăm. Plouă la Bacău, Ionuț? Nu, e frumos. Serios? Mamă, la noi a plouat cu găleata acum, nu știu, parcă mai stat. Azi noapte a plouat un pic. În ce vedem. Păi măi, Ionuț, dacă ești acum și tras pe dreapta și singur-singurel și nici nu plouă, hai să începem ca să nu te reținem. Să nu vină ploaia, nu? Și să ne apuce, da. Cine știe ce se... Bine, plecăm de la 300 de euro, Ionuț, astăzi, da? Poți să dublezi la 600, 1200, respectiv 2400. Te poți gândi de fiecare dată, da? Ok. Să nu te gândești prea mult la răspunsul întrebărilor noastre, pentru că ai doar 6 secunde la dispoziție. Bine? Bine. Hai, mult succes! Mulțumesc! 300 de euro. Ionuț, prima întrebare de astăzi. Care este culoarea fumului ce iese pe coșul Capelei Sixtine din Vatican, cu care se înștiințează întreaga lume că a fost ales un nou papă? De fiecare dată alb. Așa, tata, dar ce ți-a trebuit atât de mult că ne-ai dat niște mari emoții? Am crezut că nu zici nimic. Voiam să vă zic și că abemus papa, da? Da, trebuia să... Da, mai gândește-te tu că sunt numai 6 secunde, exact. Prietene. Păi stai, mă, că a făcut așa. 1, 2, 3. Și în capul lui era, hai să-i las pe fraiere ăștia un pic. Eu nu-ți căuta habemus papa în arhivă asta. Răspunsul e... E bun. Culoarea albă, da. Bravo, maestre. Ce ai făcut, mă? Ne-ai dat nouă emoții. Tu n-ai emoții, a? Da, am un pic așa. Mă bucur că m-ați sunat. În primul rând. Și noi ne bucurăm că ai trecut de prima întrebare. Pentru început. Dar eu zic că se poate face treaba astăzi, Ionuț. Ți s-a părut grea prima întrebare pentru 300 de euro? Nu. Bun. Acum gândește în stilul ăsta, ca să zic așa. Având ca reper această întrebare, te gândești cum faci până la capăt. Mai ai 3 întrebări, dar și mulți bani până la final. Ai doar 300 în momentul ăsta. Îți lipsesc 2100 din tot ce poți să câștigi astăzi. Următorul pas este 600 de euro. Ai ca variante, te oprești, ai câștigat deja 300 de euro, sunt banii tăi, sau mergi mai departe și dublezi. Ok. Mergem mai departe. Ok, merge, bravo. Mai departe. 600 de euro. Ionuț, pentru 600 de euro, spune-ne. De fapt, nu ne spune, ascultă întrebarea. Așadar, Ionuț, la 1 decembrie anul trecut a fost pusă în circulație o nouă bancnotă de 20 de lei. Ce personalitate se află pe această bancnotă? Dacă nu mă înșele, Caterina Teodoroie. Și dacă te înșeli? Stil ai, bă, băiatule. Deci, dacă nu mă înșel, dragi colegi, 6 secunde. Dar personalitatea de pe bancnota de 20 de lei este... reputata. Teodoroie. Bing, unica. Reputata. Martă sub locul. Răspunsul e corect. Ecaterina Teodoroiu, da. Prietene, dar tu ai văzut bancnotă de asta?
În afară de poză? Am văzut-o la televizor. La televizor, nu? Vezi, și ai reținut? Da, zis... Ionuț, noi am avut discuții aici în studio. Vlad și George erau de părere că e o întrebare foarte grea asta, că nimeni n-a văzut bancnota și atunci de ce ar ști cineva... Nu, au văzut asta și vorbit, dar știi cum e? Da, bă, da, dacă fost... nu o folosești în mod curent, îți iese din... A fost o știre la televizor când s-a lansat ea și după aia... A fost virală, nu, a fost virală, într-adevăr. S-a viralizat bancnota fără să fie pe piață. Da. Și acum neapărat. Toată lumea și-a dorit-o. Din ce în ce mai puțin costa cash. 50 de lei la un moment dat. Ionuț, acum, ai 600 de euro. Mulțumesc. Acum nu mai știu dacă e din numismatică, dar mă rog, bag nota. Cum adică? Păi n-ai zis că... Ai zis că e din numismatică. Păi numismatică e cu monede. Acum cred că putem să încadrăm și bancnotele. Adică un numismat... Okay, okay. Intră și o să caut și o să vă anunț. Dar eu cred că un numismat se ocupă și de bancnote, nu numai de monede de posibil, și medalii. Vedem, vedem. Până un alta, Ionuț, haide să... Hai să-ți dăm 1200. Ok. Deci mergem mai departe? Dă-mă, n-auz că nu se vând mașini, ce vrei să fac? Auzi, tu face nu... și el un ban din dublu sau nimic. Da, corect. Auzi, tu nu vinzi mașini sport sau ceva, sunt astea mai... 70 de cai maximum, mă? Nu, minimum. Minimum, mă? Câți cai are mașina pe care o conduci tu? 143. A, e binișor. Ești în regulă. Bine. Ți-a dat binecuvântarea. E mai mult decât dublu. 143 de cai nu e mașină nemțească cu motor de 2 litri, să înțeleg. Nu. Iată. Nu, nu. Că alea 150. Bine. Mergem la 1200 atunci să vedem ce se întâmplă. Baftă, Ionuț, în continuare. Mulțumesc. 1200 de euro. Emoțiile s-au transferat de data asta la noi. Le puteți vedea așa emotivi în direct pe Facebook. Hai să vedem. Mă filmează numai cu spatele. Uite, Ionuț, un ascultător a luat 10 bancnote de 20 de lei de la cec. Și le păstrează. Ne-a scris acum un mesaj. Ionuț, ești în fața unui premiu de 1200 de euro la dublu sau nimic și întrebarea nu este foarte dificilă în dimineața asta, având în vedere valoarea premiului. Da. Așa. Ionuț, cărei țări îi aparține regiunea denumită Laponia? Finlanda. Devine enervant. Cum facem, mă, cu Ionuț? Că... Eu v-am zis să-l descurajăm. Răspunde foarte greu. E, răspunde greu. Adică are cronometru, eu... spun eu, și dă drumul. 1, 2, 3 și în timpul ăsta gândește. Ia uite, fraierii îi prăjesc, îi lasă... Deci Laponia... Laponia aia cu Moș Crăciun. Laponia, mă. Deci să înțeleg că Moș Crăciun e finlandez? Eu credeam că e... Da, e finlandez. E, sigur nu e norvegian? Nu... Stai-mă puțin, că mai sunt... Nu, că râde lumea de noi. A, bine, gata, ok. 1200 de euro la Bacău! Ionuț, felicitări, bravo! Mulțumesc! Dar n-am să înțeleg niciodată bucuria asta când pierdem bani. Nu! De ce, o bucurie nobilă? Da, său? Da. Bine. 1200 de euro, Ionuț. Nu știu tu, dar noi avem nevoie de o pauză. Te-ar interesa 2400... Să vedem după pauză. Hai, uite, îți dăm, ne luăm și noi 5 minute, îți dăm și ție 5 minute să te gândești dacă vrei să mergi mai departe. Recomandarea noastră este să mergi. Să mergi mai departe, Vlad? Da, așa, poate e unanimitate, gândești. Așa. Acum știi cum, mai am o șansă să recuperăm banii, știi? 1200, da? Da. Adevărul că acum a răspuns, ne ia banii și mai bine ne ia 1200 decât 2400. Atunci corect. Să nu mai meargă mai departe. Da. Ionuț, cum vrei tu? În 5 minute ne întoarcem cu decizia ta și sper eu cu răspunsul la a patra întrebare. Bine? Ok. Rămâi dublu sau nimic, continuă în 5 minute, rămâne și pe Facebook. Deșteptarea. Te trezești cu Europa FM. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Ne-am întors, dublu sau nimic, 8 și 49 de minute, sunteți cu Europa FM. Ionuț, ești cu noi?
Da, da. Hai să amintim, Ionuț din Bacău a răspuns corect la 3 întrebări astăzi și a câștigat deja 1200 de euro. Dacă merge mai departe, câștigă 2400 de euro, dar se poate și opri. Sperăm totuși că mergem până la capăt astăzi. Ionuț, te-ai gândit, ai apucat să te consulți cu altcineva sau... Nu, am zis că dacă mă sunați vreodată, o să merg până la capăt, indiferent de sumă, așa că merg pe planul. Foarte bine. Ține-te de planul A. Bravo, Ionuț. Bravo, Ionuț. Bravo ție. Hai să spun ceva. Ai avut dreptate cu numismatica, am mai primit și 2-3 mesaje, am verificat personal, mă. Așa. Numismatica se ocupă doar de monede și medalii. Deci fără plastic. Bancomatica sau ceva trebuie să se ocupe de bancnote, nu știu cine, n-am identificat... Cine se ocupă de bancnote, bre? Bancomatica, n-ai auzit? Nu, zic și eu, ai... Aceiași ascultători care sunt numismați să ne spună dacă sunt și bancomați. Deci nu sunt numismați, au căutat în Dex, ca mine. Să ne sunem, da. Să ne scriem un numismat. Și pot să vă mai spun apropo de... Și să ne caute și un bancomat. Da, partea de colecționare a bancnotelor. Că noi avem ascultători care au foarte multe bancnote de 20 de lei, deci s-au umplut tableta, e plin de poze. Faceți, nene? Mie mi-a adus poșta 10, am luat de la cec 20. Tot poșta mi-a adus 15, am și eu două, am 3 în poșetă. Fiecare pune poze cu bancnotă de 20 de lei. Poate pentru că nu mai folosesc cash, n-am nici bancnote de 20 de lei. Eu folosesc cash, dar n-am, cred că mă duc până obor azi să văd. Nu ți-a intrat Ecaterina în buzunar. Am înțeles. Ție nu ți-a adus poșta și o pensie încă? Încă nu. Ionuț, 2400 de euro? Da sau nu? Da. 2400 de euro. Final de concurs în această dimineață. Mergem până la capăt. A patra întrebare pentru 2400 de euro. Da, mergem. Adică dinamică mai rapidă, da, e foarte vesel. Îmi place, George, că ne agităm. Știi cât timp și... avem? Da. Și Luca e... Ne facem și poze, facem ce vreți voi în timpul ăsta pe care îl avem. Ionuț, fii atent, pentru 2400 de euro. Mă auzi? Da, da. Așa. Trebuie doar să-ți vină, sunt sigur că știi răspunsul. Cum se numeau corăbiile vechi, comerciale sau militare, cu pânze și vâsle, care erau mânuite de sclavi sau ocnași? Veliere. Cu galere. Incredibil. Ești mai norocos așa de felul tău sau nu? Rare. Da. Ești norocos de felul tău, a? Deci ai zis veliere și galere. Veliere cu galere. Cu galere. Luăm în calcul galere, răspunsul... Eu n-am auzit cu. Așa a zis. Veliere cu galere. Eventual cu galere. Eventual. Ne-ai dat greu. Băi, Ionuț, ne-ai dat emoții la fiecare întrebare. Ai răspuns mereu în ultimul moment... Eu nu știu ce e cu tine, ce nervi ai. Nu știu ce să spun. Ce să facem noi acum? Nu avem altceva de făcut decât să-l felicităm pe Ionuț. Bravo, mă, Ionuț! Mulțumesc, mulțumesc! Galere! 2400 de euro, Ionuț, din Bacău ne-a luat banii azi toți! Galere era răspunsul corect. Mă duc să plâng! Și-a venit! Toți banii. Ce zici, frate? Bucură-te un pic. Te bucură, mă. Când se dă sunt gol. Sunt foarte bucuros. Zâmbetul-i până la urechi. Lasă. Bravo. Zâmbetul, că nu se aude. Ia, strigă. Se aude, se aude, se aude. Zici tu, este, strigă. Este, este! Așa te vrem, bravo. Ionuț, felicitări, ai fost foarte bun astăzi. Ai meritat cu prisosință premiul ăsta mare la dublu sau nimic. Mulțumesc tare. Așteptăm mulțumesc un selfie de la tine. Sigur, sigur. Să te mândrești pe Facebook, reușita ta. Da. Da. Și un discount simpatic la următoarea achiziție de mașină. Asta vorbim, da. N-auzi, mă, că n-are ce să vândă, că nu, seama, nu mai sunt mașini. Într-o bună zi ori să reapară. Vinde, da, da, vinde, acum cred că și ia concediu Ionuț, că a luat banii ăștia. Ce sens are în pauza asta de vândut mașini să mai stea la... Luca are două bonuri de rabla, practic, în parcare. Da, am nevoie, Luca, vorbim în privat. Nu, eu nu zic că n-am, ale mele sunt, merg bine, nu le încadrez încă la rabla. Aici sunt răutățile colegilor, care nu apreciază o mașină de colecție. Sunt tichete... 12 ani. Sunt tichete rabla cu urme de porumbel. Când vrei să-ți iei una nouă, te ajutăm dacă... Vorbim, eu nu-ți vorbim, dar nu cred că va fi prea curând. Țin mult la mașinile. Bine, felicitări. Păi oricum vine greu, așa că poți să te hotărești din timp. Da.
Corect. Faci acum comandă, peste 2 ani o plătești, e simplu. Așa, da. Ar fi o idee. Ionuț, soție, prietenă, copii, ceva? Soție, copii, da. Soția, crezi că a aflat sau poți să ții secretul? Două fete am. Bravo, să-ți trăiască. Se duc banii repede. Da, corect. Aproape că s-au și terminat. Bine, prietene, felicitări. Felicitările noastre. Ne-a făcut mare plăcere, Ionuț, bravo. Ionuț din Bacău ne-a luat banii. Mâine o luăm de la capăt. Da. 800 de euro din nou. Da. Mai avem bani? Mai sunt ceva bani. Greu când, pentru mine, personal, e foarte greu când o luăm de la capăt. Nu știu, așa că nu mă știi, ajungi de la 2400 la 800. Te obișnui, da. Leneș, că tot ții întrebările la... Asta e, el acum mâine trebuie, da, să pregătească patru întrebări la spart. Nu vă. Da, practic are de lucru toată ziua. Băi, nu, că am oamenii mei. Dănuț Rare și au participat și la întrebările de astăzi, să știi. Păi să Dănuț Rare să vină cu banii. Jumătate-s de la ei. Să, da, vină și cu banii, că... Mai am și alții contributori. Da, avem o comunitate foarte drăguță de fani, dublu sau nimic, și le place să vină cu întrebări care mai de care. Unele pot fi folosite, altele nu, dar vă mulțumesc și pe această cale încă o dată tuturor colaboratorilor mei. Dublu sau nimic, cel mai deștept concurs radio, revine mâine în Deșteptarea la Europa FM.